Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de SnowRunner pe Barbă Neagră! Boșilor, avem o misiune extraordinar de complicată în momentul de față și nu prea mai am resurse pe harta asta. Și bine, aș putea să mai iau dacă mai descoper. Cred că la wood framing, dacă ne ducem, avem posibilitatea să luăm două wooden planks-uri. Mie mai trebuie așa, mai trebuie metal beams 2 la număr, medium pipes fucking 3, concrete blocks 4, bricks 4. În momentul de față eu am găsit câteva case pe aici și cred eu că dacă mă duc aproape de ele, precum, uite cum ar fi treaba asta de aici, cred că mi-ar da, știi, niște resurse, doar că... nu știu cum e mai eficient, să mă duc să descoper punctele astea micuțele sau să mă duc pe Flooded Foothills, să iau o remorcă de încă 4 sloturi eventual, să fac 4 cu 4, 8 și după aia să aduc de acolo tot ce am nevoie. Sau mă rog, în mare parte ce am nevoie. Așa că fix asta voi face, voi da retain la mașina asta pentru a o lua cu mine, așa că îi dăm recover prima dată, după care îi dăm retain, chiar întreba cineva, dar de ce atunci când mă mut pe altă hartă nu mi se păstrează vehiculele? Ei bine, de asta, pentru că trebuie să-i dai retain. După care mă duc pe Flooded Foothills și îi dăm click pe garaj și voilà, ne vom teleporta acolo. Acum, voi lua de aici o remorcă. Noi avem foarte multe remorci împrăștiate pe aici, doar că nu remorci de care mie îmi trebuiește. Dăm la storage, o luăm pe asta, îi dăm deploy și leave garajelos. Așa, ne-a prins noaptea, într-adevăr, dar n-are niciun fel de stresuleanu. Cred că cu motorina poate, nu știu, nu cred, dar e posibil ca cu motorina să avem totuși o problemă. Acum, we shall see. Hai să ducem la trailer store să vedem ce putem să atașăm în spate. Sper că nu vine așa. Avem 5. N-am nevoie de una de asta. Avem nevoie de una cu ax. Foarte important. Astea sunt... deci nu avem nevoie de... Avem... Da, să avem nevoie de Rampant Flatbed Trailer. Doar că mi-ar fi plăcut să fie totuși cu niște obloane, dar nu cred că are asta obloane. So that's kind of sucks. Asta este, o luăm pe asta și dăm... Nu pot să dau și o bai. Pac! Am cumpărat-o, este atașată și din câte văd, este ok atașată. Punctul de cuplaj e un picuț mai sus. Sper că vedeți aici. Da, o să fie jumătate din videoclipul ăsta, o să fie făcut pe noapte. N-am ce să fac, asta este. Și din câte văd, roțile din față, ia stai să vedem, să nu mă pripesc. Roțile din față ating, ceea ce e în regulă, și avem și un pic de flexibilitate acolo. Ok, asta e foarte, foarte bine chiar. Din câte se vede, monstrul ăsta nu simte remorca din spate. So that's bueno. Bun, hai să ne ducem la Metal Beams și să vedem. De fapt, o să mă duc pe aici un pic să vedem ce putem să luăm. Metal Beams nu mai trebuie decât două. Putem să le luăm de la warehouse de aici. Deci ăsta este un avantaj. Bricks putem să luăm tot de aici 4 și sunt, din câte văd, nelimitate. Ceea ce este absolut genial. Hai să mergem aici să le luăm și după aia vedem ce mai luăm pe, pe parcurs. Da, după aia trebuie să mă duc eu în jos. Vreau să dau și o click aici să văd și eu ce Dumnezeu are ăsta. Ah, tot metal beams-uri. Nah, fuck it. Bun, o să ieșim aici, luăm stânga, am zis stânga, motherfucker, și continuăm drumul. Asta vom face. Let's go, let's go. O să iau cât de multe pot eu. Probabil aș mai putea lua de pe drum sau ceva, dar ăsta este un punct aici în nord pe care nu vreau să-l mai folosesc foarte mult pe viitor. Vreau să-l sec de puteri. Așa că dacă pot, fac asta. Bun. Cred că mai bine de la volan. Așa. Aici mă încadrez eu pe pod. Mult mai bine din first person. Doar așa poți să dai seama de dimensiunile astea. Cred că mă urc eu la un moment dat pe un... cred că băgăm noi all-wheel drive-ul pe aici. E un pic, e o suprafață mai nămoloasă o lecușă. Dar n-are să stres, mă. De obicei, remorcile alea pe care eu... mă rog, de tipul căreia eu o tractez acum... de obicei îți frânează cumva tracul, dar aici... n-ai bobiță, ce să-i ceră stuia? Bun, cred că ne apropiem. Da, cred că de aici trebuie să luăm. Aoleu, damage de 4! Wow, ok. Să mai amintesc de treaba asta. Credeam că am, totuși, roțele de ajuns de mari, încât să nu-mi iau damage. Warehouse-ul este totuși în față, ok? Let's go. O să iau de acolo. Dacă nimeresc zone în care resursele sunt nelimitate, voi încerca să iau din zonele alea cel mai bine. Aoleo. No. No, uitați-vă cât sunt eu de mare. Stai așa să o luminez. Deci uite-te numai cât sunt eu, mâncava și... aoleo, cum dea cu spatele, nu știu.
Hai să vedem. Deci, o să întrebească bricks, avem nevoie de 4. Hai să luăm aici 4 bricks de-astea. 1, 2, 3, 4. Așa, după care mergem pe trailer și aici mai băgăm metal rolls. Ne trebuie așa ceva? Nu, ne trebuie metal beams, small pipes, nu ne trebuie fuel, cement. Nu avem nevoie de așa ceva, metal beams, avem 2 cargo left. Deci aici se pare că avem decât 2 rămase, fix 2 mai trebuie mie. Eu mai avem și pe harta aia, pe Big Salmon Peak câteva, dar am zis, bă, le lăsăm acolo pentru viitoare misiuni. Gata, tot le-am luat și pe astea frumos și elos. Dar bricks-urile chiar nu aveam de unde să le iau, deci n-am găsit. Nu v-am spus, doar așa, doar dacă mă duceam eu prin mlaștină și căutam eu case în construcție, doar așa poate găseam niște metal beams-uri. No, acum, sincer, mie cam dă-mi dă emoții remorca asta, asta din spate, pentru că nu am o bloane și o să o dau de foarte multe ori peste cap, so that's no bueno. Sunt multe șanse ca eu să rămân fără metal beams-urile astea. Și dacă rămân fără ele, să știți că o să trebuiască să mă întorc după ele, pentru că sunt ultimele, cel puțin de aici, de la warehouse. So, da, ne jucăm acum cu niște... ne jucăm cu focul, cum ar veni, știi? Trece peste drăciile astea? Dracul meu merge, dar uite, când vin cu remorca, cu metal beams-urile, se înclină extraordinar de mult. Ioi. Ok, chiar mi-e un pic teamă de treaba asta. Bun. O luăm așa, o luăm pe pod, bineînțeles că vom ajunge pe pod, o să urmez drumul, după care o luăm pe aici, uite și pe domnul Alin tot așa cu remorcă în spate, ce tare, ce tare. După care trecem pe aici, sper că fără probleme. Ajungem în partea asta, trecem și aici, pac, o să trecem bineînțeles podul din nou, merg tot în față la fuel station, să nu uităm, băi, să ne încărcăm cu niște fuel și pe aia continuăm drumul către Big Salmon Peak. Fraților, avem ceva de mers, avem ceva de muncă și avem și inclinații de asemenea foarte, foarte mari și babane și mă cam sperie asta. Bă, asta chiar n-am, nu prea am prevăzut-o, treaba asta cu inclinațiile. Da, chiar m-am gândit la asta, zic, bă, fac un trenulesc, că ăsta poate. Aș mai lua o remorcă, dar nu mai pot. Chiar dacă aș mai putea atașa o remorcă, aia cred că a treia, dacă aș mai avea una. N-ar putea face față înclinațiilor. Adică clar aș da cu ea de pământ și s-ar decupla toată încărcătura și aș rămâne fără ea. Dacă era încărcătura nelimitată, mai ziceam, dar aici eu trebuie să vin cu remorcă și să mă încarc după aia. Ok, hai să dăm un pic blanou aici pe asfalt. Cum prind asfalt, cum îi dau blanou? O să iau oil drive-ul stânga. Un pic de frână, un pic de frână, un pic de frână să nu ne dea damage la roți de la pietrele astea. Ia să dăm încărcătura pe spate, se pare că e în regulă. Încă duce, încă duce, e bine, 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 bine. Dar o să vină, o să vedeți voi niște situații în care... fie mă urc eu pe roci, fie... pe dâmburi și astea riscă să-mi răstoarne remorca. O trage și pe Alin din urmă, deși el are același track ca și mine. So, slabe șanse. Dar cine știe, poate se împodmolește pe undeva sau poate se răstoarnă. Sper, sper să-l ajungem din urmă. Ai bursane doar cu antăia, mergi? Bă, ok. Asta din cauza că nu avem monul drive-ul. Pentru o secundă zic, hopa, stai așa că remorca asta ne frânează și track-ul ăsta super mega OP. Dar nu e adevărat. Era din cauza că nu avem noi oil drive-ul activat. Mamă, cum faci aia din spate, mă, cam așa. Practic, pentru cine nu știe, unde eu acum, pe la stânga. Pentru cine nu știe, practic, dacă remorca din spate se înclină după, gen, trece de un anumit unghi în înclinare, atunci tot cargo-ul se va decupla din king și va cădea pe jos. Sau so, asta se va întâmpla, ideea e că și dacă aveam o remorcă cu mine, uite, de exemplu, acum s-a înclinat de mama dracu, dar și pe bune. Ideea e că și acum dacă îmi luam o remorcă, că pot să-mi iau o nouă remorcă, o macara, pardon, după mine, nu m-ar fi ajutat cu absolut nimic, pentru că eu nu mai am loc sus, cum să pun. Trebuia să decuplez remorca, să încar cargo, să-l pun în remorca din spate, să cuplez din nou și n-am loc în mocirlele astea pe aici să fac toate lucrurile astea. E, fraților, stați așa că acum podul ăsta e fix cât utilajul. So, îi dau blanau, l-am orientat relativ drept și dau tare, tare pentru a ieși din primejdie. Bun, frânesc-o. Ați, ținte bine, ținte bine, ținte bine.
Aici tata. Ce fain era să meargă pus pe straturi, știi? Gen peste cărămizile astea, să mai punem și niște bări de oțel, să le legăm cu și mai multe chingi și pe aia să merg cu 8 sloturi, dar pe aceeași mașină. Frumos. Ok. Aproape am ajuns la jumătatea drumului acum. Eu mă uit după... Ia stai să vedem pe unde e Dumnezeul lui. Aha, e mai jos, e mai jos. Nu vreau să scap de fuel station. O să pun aici un waypoint. Și Alin, iau-te-l. Iau-te-l ce să plimbă pe aici. No, clar, n-ai. Dacă vrei să termini până la următorul update hărțile astea, misiunile de pe ele, îți trebuie ceva de genul ăsta. De asemenea, și în descrierea acestui episod am pus linkul către acest utilaj, dacă vreți să jucați și voi cu el. Utilaj, trac, tren, casă pe roți. Cum vreți voi să-i spuneți? Chiar zicea cineva în comentarii. Uei, sigur că asta e mașină. Paci, paci. Bă, are roți, na. E vehicul, clar. Bă, nu știu cât de mașină e. Dar uite, na, aveți și noi volănel, bord, alea. Opa, stai că mai vine aici o situație. Ok, hai că m-am măcadrat, sunt bine. Și am ajuns și la benzinărie. Oh, damage de 5 la motor. Nu ține nici frânele. Deci are și niște aspecte realistice, să știți. Nu e chiar așa gen, bă, OP. Are el putere și roți și suspensie babană. Dar așa se comportă foarte realistic. Mai sunt moduri de-astea nesimțite, știi? Moduri care, bă, numai mașină nu e asta. Dar ăsta nu, ăsta merge foarte, foarte realistic. Adică dacă ar exista vreodată o mașină atât de puternică, mare și babană, așa ar merge, categoric. Sunt convins de treaba asta. Claros! Ma! Eu o să bag Metal Beams-urile astea cu totul în apă acum. Ia să vedem. Jap, asta o să merg. Mă, ce-mi place când schimbă video. Uite și cum iese ea. Mai schimbă o dată. Uite. Pot să schimb, pot să nu schimb. Uite. Poluăm tot. Am voie pentru că e digital. Nu știu dacă roțile se învârtă la remorcă sau nu. Pui mei, tragem cargo după noi. I don't give a fuck. Nu, nu iau. Nu s-o mai iau pe șinele de tren de acum încolo, atâta timp cât am remorca asta în spate. Pentru că pe șina de tren stau de obicei inclinat într-o parte și nu am atâta curaj. Opa, opa. Aoleu, mamă, doamne, ok, o să am multe emoții de acum încolo. Shit, man. Tot în față? Tot în față? Nu tot în față, la dreapta. La dreptuță. Asta se dă un picuț în spate. Am și riscul ăsta să nu mă urc pe remorca din spate și să o răstorn. So, da, trebuie să le gândesc dinainte că dacă e de dat cu spatele, am bulinat-o. Oh my god, nu te mai înclină tot. Bun. Planao, a treia din a șasea. 4. Nice. Luăm un all-wheel drive-ul. Că suntem pe asfalt aici. Și acum, fiți atenți. Frână. Frână de mână ca să pot să iau virajul ăsta, că altfel nu pot să-l iei pe ăsta. N-aveți idee de câte ori m-am dat cu capul de acea clădire de acolo. De multe ori. Așa, hai să vedem pe aici. Ok, o să iau tot în față picul ăla așa. Iar aici, bineînțeles, la stânga. Și aici pe dreptuță. Haide, tatele, haide! După aia o să vedeți că pe Big Salmon Pig nu avem chiar atât de mult de mers. Adică trebuie să o iau doar în fața la garaj, un pic stânga. Și deja ne ducem la Unloading Zone 2. Așa că nu-i cine știe ce. Și cam astea, dacă aici e necesar un all-wheel drive, mă rog. Cam astea ar fi practic jumătate, să zic așa, cu ce am mai dus până acum. Jumătate din resursele necesare, fără cabine. Deci cam așa ar fi. Așa că e un progres destul de mare ce facem acum. Oh, aleu, frână, că intru direct în apă. Blanao, Blanao, hai că vine soarele. A răsărit, gata. Așa să fac virajul ăsta, că e foarte îngust pe aici. Și automat trebuie să țin considerare remorca aia, că dacă mi-o prinde într-un stâlp de ăsta, like, m-am ars rău de tot. Mai avem în spate? Metal Beams-urile sunt acolo. That is nice. Hai, brâsanco. Hopa, se pare că aproape am ajuns, trebuie doar să o luăm la dreapta un pic. Atât. Ok, și am ajuns destul de bine.
Sperăm că nu mă împotmolesc când ajung pe Big Salmon Peak, cum am făcut prima dată. Am încercat să vin cu un utilaj și bă, m-am răsturnat. Deci garajul pe Big Salmon Peak nu era desfăcut, nu era deblocat. Am intrat în incinta garajului, am trecut de gard și am avut viteză. Am făcut viraj stânga să mă duc fix în perimetrul garajului să-l deblochez. Deci eram în fața mea, înțelegi, la 20 de metri, să zic așa, și m-am răsturnat. Mă, perimetrul de deblocare, adică ăsta galben cum îl vedeți voi în față acum, literalmente era la mai puțin de 10 metri de mine în momentul ăla. Și am mers și am parcurs atât de mult, am parcurs practic jumătate din Flood Hills și aici m-am enervat atât de mult pe mine. De ce pui mea a trebuit să bag eu viteza acolo? De ce? Așa, noi acum trebuie să ducem la Unloading Zone 2. Bun, trebuie să luăm pe aici și se pare că avem drum direct. That is bueno! Păi eu mă gândeam că merg la garaj astea, dar nu, o luăm pe aici, fii atent. Numai asfalt se pare că avem aici, dacă se și păstrează, bineînțeles, tematica. Ok, that is nice, o luăm la stânga. Avem tot cargo-ul, îl avem. Hai, bărsane, aici clar bag 4-4. Ba nu, stai puțin că nu-i nevoie, din moment ce avem în mare parte asfalt. Dar o să iau curba cu 4-4, că altfel nu am direcție. Reușesc? Nu reușesc. Un pic, un pic, nu călca remorca. Gata, am luat 4-4 și acum îi dăm bice. O să merg rapid doar pe zonele. Uite mă, ăsta e un... Deci sigur eu pot să-mi iau bricks. Dar nu mi-arată, vezi? Pentru că eu trebuie să-l descoper. Da, fii atent, o să-l descoperim acum. Mamă, doamne, trebuie să fiu atât de grijuliu cu aia. Remorca vieții. Nu știu, o să mă duc să stai un pic. Să dau și ce o să-l avem aici. Bun, și acum apare aici wood framing, acum apare. Deci trebuie neapărat să mă duc fix în perimetrul ăla galben al lor, al punctelor răsura de încărcat. Dar nu mă încântă aspectul ăsta. Claros. Dar cred că pot să citesc pe hartă foarte bine de unde pot să iau cărămiș și așa mai departe. Ideea e că... Băi, de viața mea. Ideea e că cred că sunt foarte limitate. Uite aici un dita mai trailerul. Avem misiune faină de aici. O să iau, o să o fac pe asta. Cu ce terminăm pasta mare, bineînțeles. Și da, cred că o să ne dea gen câte o bucată sau... Nu, cred că cam două bucăți. Gen două metal beams-uri, două metal frame-uri, două medium pipes-uri și așa mai departe pentru fiecare punct ăsta. Să lăsă să le culegi. Mă duc acolo, o mașină, iau două de acolo, două de acolo, două de acolo. Ah. Mai bine mă duc eu pe cealaltă hărțuleană. Iau de acolo, ia uite, toate sloturile le umplu. Și după aia îmi văd de treabă, vin cu alea și le livrez. Așa, hai să urcăm pe viteză. O, ce frumos e, bă, cam așa, uite. Aici îmi trebuie o poză neapărat. Uite, stai că mă strică stâlpii ăștia. Stai. Frână. Uite așa. Gata, am făcut poza. Stai așa să o facem și fără HUD totodată. Hide HUD, da te rog. Așa. Bun, am făcut-o. Settings, HUD și OFF. Bueno, let's go! Ăsta e un avantaj atunci când ai rost de-astea, poți să stai în pantă pe gheață, fără să aluneci în jos. Vă dați seama, dacă avem orice alt track, mă trăgea toată greutatea asta, era vai de mama mea. Ok, wall-ul, drive-ul, avem pornit. Aici am trebuit să bag viteză, că dacă eu mă înclin, se duce dracu și încărcătura. Îi dăm blana, 5 din 6! Hai mă, 6 din 6! 6 din 6! Ha! Sunt 6 din 6! Frână, că murim! Exact cât de departe sunt. Bun, am luat curba bine. Aici vom intra. Și cred că tot în față mă duc. Da, așa că aici e cu frână. Mamă, dacă puteam să văd și un pic mai jos de bordul ăsta, ce fain ar fi fost. Bun, deci tot în față. Uite aici. Așa, fraților, hai să-i dăm aici unload cargo. Îi dăm unload. Unload, avem metal beams-urile rezolvate și acum trebuie să mut. De ce nu? Cargo mirror from the vehicle trailer.
Păi bun, și de ce nu mă lasă să dau și din asta? Hash. No cargo to load. Am track 4 din 4. Și nu pot să selectez. Acum eu nu pot să selectez din care vreau. Ești nebun? Na, eu vreau pe ăsta. Uite, mi-arată track din... What? În situații de-astea, stai să decuplez. Le remorc. Are nimic, o rezolvăm. Nu e problemă. Detach trailer. Și rezolvăm aici. No cargo to load. What the fuck? Și avem bricks. Am adus bricks. Unloading zone 2. De ce nu trebuie, de ce nu vrea bricks? Nu înțeleg. Cred că trebuie să le... Deci dacă nu mi le ia așa... Ai, Doamne. Îi dăm unpack și dăm pack. După care îi dăm car... Am bricks. Ok, nu înțeleg acum. Unloading zone 2. Chiar nu înțeleg. Chiar am bricks la mine. Like, what the fuck is going on? Și sunt bine plasat. Am 4 bricks. Doche. Doche nu merge. Mamă, să nu spui că trebuie să le pun jos. Cred că s-a tâmpit ăsta un picuț aici. Mă gândesc. Ia fi atent. O să le dau o stura unpack aici. O să le dăm pack cu alea așa. Și după aia ne mutăm din nou un punct dubios. De ce nu merge, mă? Bă, da, uite, for available. Cum mult? De ce mi zice acolo no cargo to load? Dar îmi zice bricks, uite aici, îmi zice for available, deci mi le detectează. Dar nu mi le ia. Patru din patru. Chiar nu înțeleg. Și aici n-am posibilitate. Poate dacă dau... Ok, vreau în următorul update să se rezolve treaba asta. Să nu trebuiască să dau click eu ca cretinul. Adică, come on, le vedem, sunt aici. God damn it, ce m-am speriat. Și acum iar din nou trebuie să dau... Nu trebuie să dai click, trebuie să dai doar mouse-ul pe deasupra. Uite cât de stupid. Uite-te și tu cât de stupid e. Ah! Bun, și mai trebuiesc medium pipes 0 din 3, adică 3, bineînțeles, și concrete blocks 4. Concrete blocks 4! Wow! Concrete blocks-urile sunt foarte grele. Shred. Ok. Residential area. De aici nu putem să luăm nimica din zona rezidențială. Hai să mergem să vedem. O să ies și eu fac la stânga. Sunt curios să vedem dacă putem să luăm ceva de acolo. Da, din păcate remorca cred că o să trebuiască să rămână aici. Pentru că șudă oarece, în momentul de față nu mai avem nevoie de ea. Aici ce face? Aici face multe lucruri, ok. Iar eu plănuiesc să mă teleportez din nou pe harta cealaltă dacă nu găsesc pe aici tot ce trebuie. Și o să trebuiască oricum să las remorca în urmă. Să o ia, cu părere de rău o să lăsăm pe aici. Oricum, în momentul de față eu în joc am foarte mulți bani, adică nu duc lipsă de bani. Banii nu sunt un motiv pentru care eu mai joc acum. Eu fac doar misiuni. Ok. Aici, de aici nu cred că putem lua nimic, pe aici doar ducem lucruri. Este, mă, să vedem. Deci, concrete blocks și medium pipes. Ok, bine, bine, concrete plant! Aici ce trebuie să duc ca să fac? Trebuie să duc ciment sau ceva. Nu? Cred că asta trebuie să facem. Ia să vedem aici, upgrade. Bă, dar n-am bus și eu de unde să iau. Știi ce? Îi dăm noi cu zoom-ul. Brick! Concrete blocks. No. Eu cred că concrete blocks nu putem să luăm decât de la concrete plant. Adică așa mi se pare logic. Concrete block de la concrete plant. Doar că o să ne mai trebuiască aici două de-astea de lamp. Și trebuie să ducem la wood framing. Hai de viață. Cabin construction. Deci îmi trebuie două de lemn pentru a debloca drumul ăsta.
Ok, bă, o să mergem. Știi ce? Cred că mă duc așa pur și simplu și vedem dacă putem să locolim cumva pe ăsta. Deci mergem aici, locolim și după aia o să mă duc la wood framing. Iau de aici că cu siguranță ne lasă. Deci wooden planks 2, deci avem aici 2. Și mă întorc și fac drumul ăsta. Și totodată o să mă uși la concrete planks să vedem, bă, care-i treaba pe acolo. Pe aici nu văd punct interesant, pe aici cred că doar livrăm ceva într-o misiune. Me gândesc. Bun, să-i dăm bice, mă bazez pe abilitățile acestui drag de a trece pe ste orice. Acum să vedem. Deci nu mai avem chiar atât de multe lucruri de luat dacă le nimerim pe aici, dar medium pipes eu chiar nu înțeleg de unde pot să-mi iau de aici. Cred că tot trebuie să mă duc pe cea altă hartă, dar știi ce? Dacă aduc eu de aici concrete blocks-urile și nu mai vin eu cu o remorcă, e și ăsta un câștig. Ok, aici treci, stai așa să mă asigur că vrea doar lemne. Sigur, na. Așa, ce vrei de aici? Star tracking. Wooden planks 2, ok, deci 2 lemne, clar, asta vrea. Cred că am văzut și drumul. Cred că l-am văzut, doar că pe stânga mie că mă voi bloca. Hai să luăm noi pe aici, fii atent. Wow, ce alunecă! Dude, alunecă foarte... foarte ca lumea pe aici. Hai, urcă! Gata. Ah, ce a făcut asta? La inimi joacă, se merită să facem drumul ăsta. Se merită, îl facem. Oh, aleu! Mihai, nu vorbi prea devreme. Blamnamo, că suntem... La vale! Îi dăm frânescu. Aha. Nu te căca! Nu! Da! Nu! Goddammit! Eram atât de aproape! Atât de aproape! Trebuie neapărat să-i dau recover acum. Goddammit, man! Ăsta este cărcuiul lui Achille când vine vorba de acest utilaj și nu duce la răsturnări. Da, nu are autonomous winches, so nu duce deloc la răsturnări. Bun, aici la dreapta trebuie să urmez același căcățelos, ok, și după aia ajungem aici. Da, regula! Am venit de la garaj și acum suntem fix unde m-am răsturnat, așa că continui de aici. Mi-a luat vreo 6 minute să ajung aici. Dar e o frumusețe de călătorie atunci când ai un utilaj ca ăsta. Bun, acum sunt la fabrica de ciment. Vreau să văd dacă aici pot construi aceste... ce erau? Cement plank sau ceva genul ăsta. Ia să vedem, avem... ok. Bun, vreau să văd ce se poate construi. Concrete slab și altceva ce mai putem avea aici. Concrete blocks și slab. Ok, și e o misiune... Am nevoie... Asta era? Nu era asta. Nu era asta. Or sorting... Stai puțin că poate găsim aici. Nu găsim. Landslide on the highway. Nu e nici asta. Asta aici în curs acum. Or sorting mountain delivery. Factory reservoirs. Asta este. Și avem nevoie de concrete blocks. Concrete blocks? Păi, și aici avem concrete slab și concrete blocks. Ok, deci avem aici. Și trebuie să ducem ciment. No, pui mei, mă, de unde iau eu ciment? Ai, bine, acum. Stai puțin că pe aici aveam și un warehouse. Avem 6 de ciment. Cred că raportul e de una la una. Mă gândesc. Așa că cred că ne trebuie 4. La rezervoar, concrete blocks, ne trebuie 4. Și o să iau 4 de ciment de la warehouse, care în momentul de față e relativ aproape. Așa că putem să ne facem toată treaba în momentul de față aici. Bun, păi știi ce facem? Începem prima dată la warehouse. O să facem așa. Și luați-vă ceva de ronțăială pentru că mai avem treabă. Nu încheiem episodul aici. Ei, stai un pic. Ok, ăsta este drumul, ăsta este calea ferată. Bă, fraților, na, dacă pe calea ferată e un pic mai aproape, vă dați seama că pe aici o iau. Yo, stai așa că e nebădăios acest drum. Ok. Bă, mi-ar plăcea să se introducă și un aspect mai mobil așa un picuț, gen să avem poate un tren care se mișcă. Și să poți să-i pe care ferată, doar că dacă vezi trenul sau îl auzi, băi, în secunda 2 să te dai jos, că altfel te va spulbera, îți dă damage 100% și o să trebuiască să te restartezi oricum în garaj. Cred că... E o idee bună pentru
update-urile din viitor. Cred că o să fie fain. Ok, hai să descoperim și aici în dreapta. Aici cred că ne dă bricks sau ceva. Car management. Ah, metal beam, metal beams. That is nice. Deci doar metal beams-uri luăm de aici. Și să iau, oricum, 4 am eu loc aici. Dacă necesită mai multe după aia, doar mai vin o dată și mai iau niște ciment. Gen. În regulă. Dar de unde încărcăm? Stai să văd. Oh, 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 oh. Stai puțin că ai trecut bobiță. Na, ia virajul. Ha, mă, că l-a luat. Așa, cargo container, ok, metal roll, cement. Yeah, baby. Ona. What the fuck? Cargo in the zone will be destroyed. Do you wish to continue? Refuse. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu se poate încărca. Mai încercăm o dată. A loose strikers. Ok. What? Remove cargo. Nu știu, ceva eroare. Restore crane. Activate anchor. Apăs pe ele, că cine știe. Loading platform. Poate asta trebuie să schimb. Ah, da, loading platform-ul. Păi de ce îmi detectează acum loading platform? Ah, mi-a pus-o aici lângă. Le-am văzut. Aici trebuie neapărat să vii cu o remorcă ca să le poți reiei de acolo. Acum am văzut-o pe aia. Ai, de ce aș vrea asta? Una, două, trei, patru. În regulă, bun. Da, nu-mi dă de seama. Zic, mă, ce dracu o fi rămas ca și cum eu am remorca pe care am folosit-o înainte. Auzi, vin bănuții. Hai să vedem că Alin lucrează la o... De 4 episoade lucrează la o misiune. Așa că a completat-o și avem 5630 experienți și 49 aici de bănuței. Nice, până aici în sus. Hai să vedem, sunt foarte curios dacă din astea facem concrete blocks-urile alea. Sunt foarte, foarte curios. După care o să trebuiască să mă întorc și să iau niște lemne ca să putem debloca acel drum. Deci mă bucură foarte mult că putem face toate lucrurile astea pe aici și că nu trebuie să mă duc până la mama dracu ca să pot să mai aduc niște lemne și ciment și așa mai departe. O, oh, nu că... No! God! Urăsc asta. Urăsc asta. Fuck! Nasol, bă, nasol! Nasol! Cade pe ce mai avem pe aici? Stai să vedem. Bă, ce urât, bă! Avem flatbed colea, flatbed de 4, luăm un ăsta și probabil un crane, că n-avem ce să facem. Astea de aici sunt mult prea mari, sau fuck it. Da, luăm crane-ul ăsta, îi dăm purcease. Crane-ul ăla nu merge cu obloane, așa că îi băgăm flatbed de 4. Îi dăm purcease. Ok. Nasol, bă, băieți. Nasol. Da. Da. Și o să merg acum și o să încarc cu macarau asta bucățile aia de ciment ca să pot să mă să fac fucking... blocuri de ciment și să... E greu, ok? Este greu, iar noi ne vedem în episodul următor cu rezolvarea. Până atunci v-am salutat. Pa, pa!